Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudio Casacu, bineînțeles, ne cunoaștem deja cu cei mai mulți participanți și mă bucur să discutăm. Astăzi avem o prezentare generală despre piețe, lucrurile discutate aici nu trebuie văzute drept recomandări de tranzacționare, instrumentele financiare implică riscuri amplificate de utilizarea levierului, performanțe trecute nu sunt o garanție a performanțelor viitoare și... E posibil să am și eu o expunere în anumite situații pe instrumente sau piețe discutate sau altele uh, legate de acestea. Să vedem uh, ce se mai petrece în uh, segmentul uh, piețelor internaționale. Aici uh, aș uh, porni cu o imagine rapidă pe US 500, uh, indicele american, uh, care se află la minimul nu doar al ultimei sesiuni, ci al, chiar al ultimelor luni de zile, datonând o zonă de suport dintre cele mai puternice și, părând, pregătit pentru o vulnerabilitate suplimentară. Față de, chiar față de închiderea de ieri, lucrurile arată sensibil mai pesimist. US100 a pierdut aproape 100 de puncte, iar bursa germană este de asemenea pe minus, în timp ce piața din China, așa hai compozit, este pe un minus 1,48, aproape minus 1,5%. O evoluție notabilă care continuă secvența descendentă anterioară și aici graficul nici măcar nu cuprinde sesiunea recentă. Deci s-a schimbat masiv sentimentul general aici în piață și putem bănui că e vorba despre aspecte referitoare la la relațiile comerciale și la discuțiile care încep la Washington. Avem promisiunea din partea guvernului american și pregătiri pentru a impune taxe vamale noi, de fapt pentru a majora, pentru a impune un nivel nou al taxelor vamale pentru o parte din bunurile importate din China la 25%, ceea ce ar constitui, până la urmă, un fel de taxare suplimentară a cetățenilor, ar fi ca un fel de taxă, de, taxă pe consum. În același timp, ar reprezenta o lovitură asimetrică, una mai dureroasă, pentru cei care produc, bineînțeles, în China, dar nu numai, pentru că există o serie de produse americane ce folosesc subansamble sau părți sau cu elemente componente din China, care vor deveni mai scumpe și deci se vor vinde mai, mai puțin. Însă, cel puțin asupra termenilor comerciale, astfel de măsuri, ar tinde să reducă deficitul, însă depinde dacă nu cumva și China va răspunde. Mesajul pe parcursul sesiunii de ieri a fost din partea Chinei că va răspunde, ceea ce însă nu a, uh, uh, nu a șocat piețele, care au rămas destul de constructive până spre final. A existat o rundă de, de vânzare la un moment dat, acum contează mai puțin orele și discuțiile, dar ideea generală este că uh, s-a trecut destul de bine în uh, sesiunea de ieri peste acest risc. Nu a mai rămas uh, o abordare constructivă din momentul în care uh, uh, președintele Trump a declarat că uh, liderii chinezi au, uh, nu au respectat înțelegerea de broke the deal, a spus acesta uh, și că avem uh, că astfel, uh, deși e pregătit pentru, pentru discuții, uh, a pus cumva China în, în, uh, uh, într-o poziție defensivă. În același timp, uh, faptul că uh, ieri din China au fost amenințări de uh, răspuns uh, și că uh, teoretic există această posibilitate de escaladare a războiului comercial, nu a impresionat piețele, ca și cum traderii sunt mai atenți la ce spune președintele american decât uh, ce vești vin despre China. În timp reală să vedem că piața tinde să alunece și uh, spre această idee simplificată aș vrea să merg, aceea că Nivelul de suport 863 este unul destul de important pe termen scurt. Mai jos avem 854, 848 și apoi 841 care însemna și acoperirea unui gap. Rezistența la 867, 875 și 887. Trendul deocamdată este unul destul de clar descendent. Calendarul ne arată câteva uh, elemente importante, între care datele de inflație la nivelul producătorilor producer price index așteptat analizat la 2,4, valoarea core ar fi așteptată la 2,5, deci în creștere față de cifrele anterioare uh, și tot atunci deficitul comercial așteptat la 51,1 miliarde. Cu datele pe care le avem acum, este o șansă ca acesta să fie, acest nivel să fie atins sau depășit, deci un deficit mai, mai mare. Uh, ieri, cer de credite ipotecare în creștere, o veste bună, stocul neașteptat de scăzute de, de petrol și inflație la nivelul consumatorilor în China, 2,5% uh, on, on target chiar acolo unde se aștepta uh, mai, uh, mai puternică presiunea de prețuri la nivelul producătorilor dar nu cred că este o problemă deocamdată masa monetară 1,5%, mai puține credite noi, uh, scăderea decât așteptările și decât valoarea anterioară, 1,02 trilioane de ioni de cu toate acestea, nu cred că este aspectul central. Aspectul central este cel al discuțiilor și sunt de acord aici cu unii, unii analiști care spun că uh, avem uh, o piață care uh, nu așteaptă spargerea sau eșuarea negocierilor, uh, ci uh, doar uh, poate dificultăți temporare. Uh, în timp ce uh, o soluție ar fi în cele din urmă găsită. Poate nu neapărat vineri, dar ar fi în cele din urmă găsită. Din punctul meu de vedere, uh, dacă nu avem un acord în aceste, în aceste runde de, de discuție, este posibil ca scăderile să capete o cu totul altă dimensiune, să vorbim despre ajustări mult mai ample care să aducă în discuție uh, niveluri de retragere, de ce puțin 38.2 din toată această mișcare ascendentă. Din 660 de puncte putem să estimăm ce înseamnă un uh, ceva mai mult de o treime. Deci uh, ar putea fi vorba uh, foarte aproximativ așa de vreo 260-270 de puncte. Să facem și astfel de exerciții, nu doar să ne bazăm pe, uh, să spunem, 260-250 de puncte, ar... Uh, să schimbe prefixul din 2.8 în 2.7 și în zona să fie în zona sa inferioară. Dacă lucrurile nu merg spre recuperare, din nou, sesiunea de ieri a tatonat 2867, nu l-a spart. Astăzi suntem sensibil mai jos și pe termen scurt există riscuri de a merge, cred, chiar și mai jos. Să vedem însă închiderea sesiunii, pentru că au fost surprize în câteva ocazii până acum. Și nu aș vrea să să cădem în capcană, dar a spune că pe datele actuale este tot mai greu să fii optimist, tot mai, tot mai periculos ceea ce se întâmplă și cred că este tot mai restrânsă marja de siguranță și până la urmă răbdarea, răbdarea investitorilor. Deci, deși în ultimele două sesiuni am avut reveniri pe final, lucrurile se pot, se pot schimba. În același timp avem și situații complicate, cel puțin în jurul Iranului, pentru că pentru că afectat de sancțiuni acesta se întoarce spre Europa și acolo avem și nave militare americane care se îndreaptă spre regiune. Avem de asemenea o Uh, uh, un pas înapoi pe care îl face Iranul în privința respectării acordului nuclear și uh, cu toate acestea, pentru mulți observatori pare a fi business as usual. Uh, nu știu dacă este vorba chiar de așa ceva. Există uh, o tensiune care în ultimii ani nu a dispărut Doar că nu a fost în centrul atenției Din nou creșterea, este, creșterea de tensiune este, este notabilă în ultima perioadă Europa susține că se poate respecta acordul cu, cu Iranul Rusia este de aceeași parte Acordul anterior Însă vorbim despre o tensiune care la limită Ar putea duce la înfruntări militare sau cel puțin la, uh, la o luptă în jurul uh, unui coridor de tranzit pentru, pentru petrol foarte important pentru alimentarea al lumii întregi. Uh, deci uh, avem și acea sursă de, uh, de stres suplimentar. Așa că nu e ușor să fii uh, trader în această perioadă, însă poate fi uh, foarte uh, foarte interesant și recompensele pot să fie abundente și riscurile sunt să notabile. Am văzut ieri în câteva ocazii ce ar fi însemnat să nu. Deci teoretic nu, nu eram o piață din fericire, dar ce ar fi însemnat să nu ai stop loss? Au fost evoluții de câteva, în câteva rânduri. Aici. Trebuie să le căutăm un pic pe grafic, dar în câteva rânduri au fost salturi sau prăbușiri în câteva minute de zeci de puncte. Și nu una sau două, au fost cel puțin patru ocazii de genul acesta. În realitate, cred că au fost și mai, și mai multe. Oricum, în sesiunea asiatică am avut iarăși. Reacții la știri, reacții la publicări. Dar chiar și dacă ai o platformă extrem de scumpă și extrem de bine plătită și extrem de rapidă, tot trebuie să fii perfect conectat acolo și să ai o viteză de reacție foarte mare. Deci nu e, nu e neapărat o soluție în sine. Ideea este că a opera fără stop loss în aceste condiții este total nerecomandat. Asta este ceea ce doresc să vă transmit. O altă variantă prin care teoretic se poate opera de asta privind în urmă ar fi ca, dacă piața este într-un relativ echilibru, să ai ordine de tip stop care se activează dacă piața iese din acel echilibru, dar să și marchezi la un moment dat. Deci să ai și ordine automate de marcare a profitului. Pentru că, de exemplu, aici, la ora 6, 5, 45, 6, a avut o creștere, piața a stat acolo sus, o jumătate de oră mai târziu a revenit la nivelurile anterioare dacă piața era aici în așteptare și aveam un ordin de tip buy-stop buy, ar fi fost unul câștigător însă nu și o oră mai, mai devreme și discutabil în, în perioada serii însă astfel de valori post-factum sunt foarte simple în timp real Ideea este că, de fapt, nu, nu, nu aș vrea să intru aici într-o discuție foarte largă de tehnică, ce ar merita o discuție separată și probabil că, dacă există interes, am putea să o facem într-un într cadru restrâns și specializat. Dar ideea de bază este, ideea simplă pe care o pot transmite, este că este esențial să avem ordine de limitare a profitului și a spune eu, măcar orientativ și destul de abundent în față, dar și ordine de marcare a, a profitului. Bun. Um, văd uh, niște întrebări referitoare la uh, un uh, comentariu din partea lui uh, Powell. Ce ar putea să spună? Uh, la trei și jumătate avem uh, acest discurs uh, în, uh, în Washington, nu știu dacă este, ar trebui să căutăm cumva, ar trebui să căutăm cumva titlul acestui discurs, să vedem uh, despre ce este vorba. Ar putea să includă uh, întrebări și răspunsuri. Da, găsesc discursul lui, lui Breiner aici pe, pe site nu avem nu, nu am la îndemână titlul prezentării. Nu știu dacă va spune ceva în caz, adică nu, nu cred că poate să spună ceva în legătură cu acordul decât că ar fi bine, ar reduce incertitudinea și ar, ar susține economia, activitatea economică. Observați că presiunea este în timp real una descendentă. Deci va oferi ceva, altă întrebare tot legată de acest subiect, va oferi ceva privizat de dobânzii în caz că nu se semnează acordul. Uh, bun. Uh, și mai văd alte întrebări, alte observații a tranziționat pe termen scurt înseamnă să-ți termin capitalul. Uh, este, este foarte periculos, aici suntem de acord. Uh, nu cred, nu cred că uh, va semnaliza de acum, uh, dar ne să-și folosească un uh, un cartuș pe care cred că mai inteligent ar fi să-l păstreze pentru altă ocazie. Ar fi surprinzător, nu este, nu este, exclus, ar fi un gest de bunăvoință pentru, pentru președinte să susțină faptul că, da, dacă locul nu merg bine, Fedul va fi acolo să salveze situația. Însă eu zic că e puțin cam de vreme, adică avem scăderi importante în piață, ne-am îndepărtat față de maximele istorice la peste 3%, dar 3% nu înseamnă 10%, nu înseamnă 20%, nu înseamnă o scădere importantă. Este un început de corecție. Se poate transforma în ceva mai serios, dar cred că este un pic prea devreme pentru, pentru aceasta. În bursa germană continuăm evoluția corectivă descendentă în interiorul canalului de trend. 12.030 de puncte, suport și ulterior. 11.900, rezistența fi la 12.234, 352 și 453. O tendință preponderent ascendentă pe termen mai lung, dar nu și ceea ce se vede acum. Este ceea ce mă ține cumva în, într-o fază de studiere. Nu spun că nu am fost implicat în piață temporar, am fost, dar nu este. Nu este în momentul de față o piață care să se fi hotărât să scadă. Asta e ceea ce pot să, să spun. Este o piață care se clatină într-o zonă foarte delicată. O piață care, la o închidere a sesiunii undeva sub 2867-68, ar transmite un semnal de slăbiciune care s-ar putea transforma în alunecări suplimentare pe termen scurt. Este o piață care, aș zice eu, dacă eșuează negociile acestea, ar putea începe scăderi și mai ample, însă um, e o piață care a rezistat în sesiunea de ieri la un raport al Reuters despre cum China a dat înapoi în privința celor mai importante aspecte negociate de, de Statele Unite. Uh, deci, uh, informații pe surse preate de Reuters era, era știrea centrală ieri pe site. susținea că China nu mai vrea să transpună lege, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, evitarea transferurilor forțate de tehnologie, închiderea piețelor și alte câteva aspecte relevante pentru americani, ceea ce ar fi transformat acordul într-o uh, chestiune destul de formală și greu de pus în practică și uh, ar fi însemnat uh, că SUA se bazează pe niște promisiuni uh, care ar fi schimbate, ar fi modificate în viitor. Asta este percepția din acel raport. Uh, acum delegația îl aduce pe vicepremier, dar timpul este destul de scurt. Nu avem de unde să știm ce, uh, ce rezultat va fi. Uh, din punctul meu de vedere, în cele din urmă va exista o înțelegere dar sunt reținut că vom avea această înțelegere uh, în, zilele, în zilele următoare. Deci, uh, pe baza informațiilor pe care le-am le -am studiat ieri, am sentimentul că șansa unui acord este mai mică decât o credeam. Credeam că este vorba doar de o poziționare, așa cum au crezut și piețele, care au revenit destul de rapid acum câteva zile din scăderi. Uh, S-ar putea să nu fie chiar așa. Dar unii încă se păstrează speranța, și de aceea să avem o alunecare controlată. Asta legat de ce se poate întâmpla. Parcă balanța este înclinată ușor, ușor descendent în prezent. Însă, văd că există investitori, fonduri, participați la piață care se aliniază părerii lui Warren Buffett că acțiunile sunt, sunt relativ ieftine. Eu nu mă situez neapărat de această, de această parte, dar trebuie să văd că piața ne conduce într-o anumită direcție. Cred însă că dacă avem o chidere slabă, să zice, e riscant, iar dacă avem o chidere vineri, chiar, chiar cu 4-5 puncte mai jos decât acel 867, riscurile sunt foarte pronunțate. Uh, a avea un acord ar schimba radical perspectiva, ne-ar uh, duce probabil la o deschidere cu gap peste weekend, dar o să mai vorbim, uh, o să mai vorbim și mâine. Uh, tendința este ușor, uh, ușor uh, periculoasă, însă aș spune pe termen scurt. Avantajul uh, ar putea să fie faptul că avem niște scăderi, ne-am depărtat de linia de trend, care pentru us 100 ar fi undeva pe la un, hai să vedem, pe la un 630-640, dar faptul că în câteva ore putem pierde 100 de puncte este notabil și este semnul unei volatilități în creștere. Uitați-vă și la Volix, tendința asta este de asemenea de în creștere și pare a fi gata să explodeze. Uh. E nevoie de un pic de credință, un pic de speranță și un pic de recurs la trecut pentru a spune că, iată, au mai fost momente de stres și până la urmă bursele le-au depășit dacă investitorii vor să rămână optimiști. După părerea mea, ar putea fi niște, niște perioade de încercări în burse în viitorul apropiat. Piața valutară este segmentul spre care ne îndreptăm acum și clasic EUROSD este cel care ne captează atenția în primul rând. 1, 12, 15 rezistență și 1,11,80 11, 80 nivel de suport apropiat. În Europa sunt probleme de asemenea. Comisia Europeană vede un deficit peste țintă, în Italia, în timp ce chiar la nivelul, la nivelul conducerii italiene există un, un mic diferent între Salvini și Di Maio, avem de asemenea alegere parlamentare în care cei doi sunt în grupări diferite. Uh, și după părerea mea este din nou o temă de urmărit. Chiar dacă Italia a trecut cu bine până acum de riscul de escaladare a unei crize care ar fi putut duce la o nouă criză datorii suverane în Europa, totuși tendința dobânzilor este una de creștere. Uh, observăm aici pe titlurile de stat pe 10 ani. Uh, suntem de ceva vreme în într o tendință de creștere pe un grafic daily de pe 5 mai și tendința mai largă din martie este asemenea în creștere, dar suntem foarte departe de uh, nivelurile 3,4-3,5% tensionate de anul trecut, că nu se știa ce se întâmplă cu uh, bugetul. Vom vedea. Uh, nu e încă un factor major de, de tensiune, însă ar putea deveni în uh, săptămânile următoare, în lunile următoare. Pe termen scurt, piața este într-un relativ echilibru, ușor surprinzător, a spune cât de calmă este, cât de pasiv sunt investitorii. Avem niște minime în creștere, însă un în în nivel de 1, 12, 15 nu a putut fi spart până acum. Părerea mea este că pe termen scurt, este totuși una descendentă și dolar index arată relativ bine. Uh, și uh, și tehnic și fundamental cred că este mai, uh, mai simplu de a vedea o uh, anumită alunecare, nu de proporții, dar o anumită alunecare pentru euro -SD. Dacă spargem 12-15, însă ne gândim la linia de trend descendent pe la 1 12, 60 Datele de după amiază sunt destul de dense, așa încât uh, uh, pot uh, să aducă niște trepidații. E, e de luat în calcul totul și cele de ajutor de șomaj și PPI. Bineînțeles, o inflație mai puternică ar fi o chestiune pozitivă pentru monedă pe termen scurt. Am discutat de ce au piețele această logică. Dar ne uităm și la deficitul comercial, ne uităm și la cele de ajutor de șomaj. Acolo semnele nu mai au început să fie mai puțin, mai puțin favorabile. Iar deficitul contează și el. După părerea mea, este un mix care mai degrabă va, totuși, va favoriza USD-ul, dar este o pură estimare a unui set de variabile care, la rândul lor, fiecare dintre ele e dificil de estimat. Deci asta pentru a înțelege faptul că nu putem cunoaște cu certitudine raportările. Bun. Vreau să trec la GBP -USD, pe care și vedeți pe grafic, dar am o întrebare aici. Europa are de câștigat sau observație? E observație. Europa are de câștigat și dacă se încheie un în acord cu China și dacă nu. În ambele variante, schimbările comerciale China-Europa vor crește. Tind totuși să am o părere diferită aici. Cred că Europa va câștiga dacă există un acord. Dar dacă nu există un acord comercial, sigur, în perspectivă, ele vor crește. Uh, dar uh, vor crește schimburile comerciale cu o piață chineză care va avea mai puține resurse. Deci uh, 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 nu se păstrează aceeași, nu este aceeași economie chineză după un, uh, după un pas de majorare a cu cea de de majorare a taxelor vamale cu cea de dinainte. Economia chineză ar fi puternic afectată. După părerea mea, este relevant faptul că într-o lună am avut surplus de 21 de miliarde de dolari cu SUA. Deci, vorbim de sute de miliarde de dolari surplus. Și nu vorbim, atunci când se impun taxe vamale, nu vorbim neapărat de erodarea celui surplus, vorbim de un volum de vânzări mult mai, mult mai restrâns. Cred că impactul asupra PIB-ului ar fi notabil și asta ar afecta și cererea internă și la rândul său, da, pentru o parte din sigur, ar strânge în timp legăturile, sunt perfect de acord, dar cred că impactul inițial ar fi unul destul de dureros și în plus ar fi și valoarea de semnal pe care o are pentru relația SUA-Europa. Deci poate într-un timp mai lung să se intre în discuție ceea ce, ceea ce spuneți și cred că este perfect rezonabil, dar e o gândire pe termen mult mai lung decât ceea ce interesează piețele în, în prezent. Așa, așa aș vedea lucrurile acum. E posibil însă să fie și elemente care, care să modifice această, această evaluare. Dar sunt, sunt deschis la dialog. Bineînțeles și mă bucur foarte mult chiar să, să îl avem cu argumente. Bun, GBP-USD este, după o perioadă de relativ calm, din nou sub presiune, peste, dincolo de 1,30, avem 1,2985 și 1,2962. Tendința actuală pare să continue secvența anterioară, numai că această zonă, 29,90, 29,80, este o zonă de uh, suport destul de importantă. Tereza May uh, este împresurată, e uh, uh, sub asalt uh, din mai multe părți, uh, nu doar opoziția, ci și membrii ai Partidului Conservator. Uh, în același timp, uh, uh, respinge uh, ideea ideea unei uh, demisii și consideră că ar trebui să existe un, un, nou vot asupra acordului de Brexit chiar înainte de alegerile din Parlament. Deci uh, se luptă, se luptă până în uh, ultima secundă al uh, ultimului ceas. Uh, lucrurile, uh, lucrurile însă merg spre o nemulțumire puternică și eu cred că, de fapt, Tereza mei este în continuare la conducere pentru că nu prea se îmburzește altcineva să ia locul într-o perioadă care ar putea aduce costuri masive de imagine. Percepția actuală este una nu tocmai favorabilă lirei sterline, în timp ce datele din piața imobiliară de ieri au fost pozitive, acestea nu sunt suficiente. Iar uh, un scenariu de bază ar fi de evoluție laterală, uh, pe un orizont mediu, dar cu un anumit risc descendent, a spune eu, pe termen scurt. Uh, rezistența ar fi la 1.3025 și apoi la 1.3040. Dolar-yen își continuă scăderea sub presiunea unui uh, mult mai restrâns uh, apetit pentru risc. Este ceea ce aș vedea în continuare și uh, asta însemna că șansele de, uh, de păstrare a tendinței descendente sunt, uh, sunt semnificative. însă în prima fază te poți gândi la o perioadă de pauză după, uh, după niște scăderi importante, dar trepidații de ordinul la 10-20 de pip și nu schimbă prea mult direcția principală. Este un trend bine instalat aici cu o pantă decentă, o pantă rezonabilă, pe care o vedem undeva în jurul lui cu o rezistență situată în jurul lui 109.90, mai sus avem 110.06 sau 100-25. Dacă spargem minimele recente, pe unde avem nivel de suport, e foarte aproape un alt palier la 109.55, dar mai avem un altul pe la 109.43 și acolo, acolo ne gândim la la un reper uh, mai, uh, mai pronunțat. Bun. <laughs> <V> <laughs> <laughs> Văd un comentariu aici care leagă negocierile uh, britanice cu cele. Uh, <laughs> cu ceea ce se întâmplă în sport. Că, uh, citez, așa fac englezii, vezi meciurile de fotbal unde englezii s-au luptat până în ultima clipă și au câștigat. <laughs> și au câștigat cu echipa echipă europeană chiar, am putea spune, una dintre cele mai vizibile și, și apreciate. Da, sunt, sunt luptători, au spirit de, de luptă, asta este, este cât se poate de, de clar aici, însă. Da, de deci, ce? Să reținem acest comentariu și nu, mai, nu vreau să mai adaug altceva, este, este valoros și interesant și. Uh, uh, este puțin amuzant în sine, aș spune, fără să iau partea vreunea dintre echipe, că știu că există, există fani puternici de ambele, de ambele părți. <laughs> Pentru mine este, este un spectacol, nu mă, nu mă implic uh, direct. Îmi place să văd, uh, să văd că se joacă sportiv și că există pasiune. Da, bun, o să mergem la Euroron. Uh, leul... Uh, încetul cu încetul se află sub o ușoară presiune aici. Este însă mult prea devreme să facem un comentariu îndelungat aici despre ce s-ar putea întâmpla. Eu mă uit cu atenție în fiecare sesiune, chiar dacă nu se întâmplă mare lucru, pentru că este un instrument financiar destul de important pentru noi, chiar în afara chiar în afara sferei de tranzacționare. Roborul rămâne constant la 3.30 pentru uh, uh, maturitatea la 3 luni, pentru o 2.53 față de 2.56, dar o ușoară presiune care este de monitorizat în sesiunile următoare. 4.76.20 sau 76.40 rezistență, 4.75 nivel de suport. Discutăm uh, despre zona de materii prime, piața de mărfuri, cu uh, petrolul care uh, a primit uh, ieri vești spectaculoase uh, din, uh, sau surprinzătoare, poate e mai, e mai apropiat de un titlu uh, normal, uh, minus 3,9 milioane de barili, uh, cu scăderi ceva mai mari pentru stocurile de benzină, dar mai mici pentru cele de produse distilate. Uh, nu. Uh, este singurul aspect care a contribuit la, la creșterea de ieri și uh, sesiunea asiatică a dus la pierderi. De ce? Pentru că o piață mai slabă în China înseamnă risc de cerere mai mică în acest stat important și apoi avem situația în care Iranul cere ajutorul Europei, ceea ce ar putea însemna. evident uh, la ce se gândesc traderii pe petrol, dacă nu cumva vor fi absorbite niște cantități acolo, uh, să fie o decizie politică europeană de a nu respecta linia impusă de americani și atunci să continuă să importe. Dar cum arată acest triunghi? Arată pe interval de consolidare, a pattern de consolidare, dar pentru mine ceva, ceva mă oprește în a fi foarte pesimist. Nivelul important de la 60-46, evoluția stocurilor de ieri și Aspectele acelea cunoscute, chiar dacă Goldman Sachs a reiterat o estimare că în trimestrul al doilea vom avea un nivel al brentului sub cotațiile actuale, chiar dacă trendul este descendent, mi se pare că acest suport e dificil de, de depășit. Deocamdată și pe datele fundamentale prezente rezistența ar fi la uh, 62,40 și uh, 63. Pentru moment uh, însă văd un orizont de variație de 1,5 dolari pe baril, nu mai mult, uh, și uh, toată această alunecare mi se pare o corecție care la un moment dat va lăsa locul unei relore a secvenței ascendente. Însă cheia este la 60-46. Nivelul uh, important pentru aur este nu 1286, ci cel dat de linia de trend descendent. Acum ar fi pe la 1290 și coboară în orele următoare. Observăm că entuziasmul de ieri s-a oprit în această regiune și am putea spune că aurul își testează cumva forțele. E înainte de plecarea de la semafor dar nu spune apărat că o va lua spre stânga sau spre dreapta sau în sus sau în jos dar se aude cum se turează, se turează motorul. Părerea mea este că ne pregătește o, o mișcare destul de pronunțată că va fi bine pentru acțiuni și nefavorabil pentru aur sau că va fi mai degrabă invers, așa cum mi se pare că probabilitatea tinde să fie în prezent pe datele pe care le avem noi și, bineînțeles, e o temă extrem de importantă și unde informațiile pot să se schimbe de la oră la oră, cele publice, dar chiar dacă avem o, o mișcare de breakout, posibil care să fie destul de, destul de semnificativă de peste 1290 pe la 1297, 1300 și 1305 avem repere de rezistență. Ea zice că durează de ceva vreme acest canal de trend. Sigur, nu e o regulă, nu e o regulă, poate să continue zile întregi, însă dacă primește alimentare fundamentală din partea celor acelor negocieri, cred că este un instrument care poate să reacționeze. Un alt instrument care se mișcă foarte semnificativ, nu extraordinar în termeni procentual, dar vizibil, care spa nivel de 6.000 este uh, moneda virtuală Bitcoin, care uh, surprinde, care creează confuzie, neînțelegere, înțelegere, se întreabă unii participați de ce avem această creștere. Părerea mea e că e o explicație destul de destul de simplă ce din urmă, nu ține neapărat de tensiunile geopolitice, deși avem o anumită corelație pozitivă recentă cu scăderile din piețele de capital, dar zic că e prea devreme să legăm de asta. E vorba pur și simplu că structura creării de monede virtuale face ca algoritmul să fie tot mai complex în timp, să fie tot mai dificil de, de a-l obține, consumând mai multă energie și că în mod natural tendința este de, de creștere a cotațiilor. Astfel că a cotaților atunci când sigur există încă interes. Dacă, dacă interesul ar fi oarecum constant, formula duce în timp la interesul în monedă fiată, monede tradiționale. Ar fi, ar fi un factor pentru susținerea unei singure unități, pentru că pe unitatea de timp. Într-un orizont suficient de lung, scade oferta. Deci ai, ai mai mulți bani noi care intră în piață și care uh, trebuie să se aloce sau trebuie să uh, primească mai puțină monedă virtuală. Nu știu cât de, cât de clar e ceea ce am explicat, dar se poate studia un pic uh, algoritmul de, de creare și cum oferta este progresiv mai scăzută și nu progresiv mai. Mai numeroasă. Poate că acesta este un element, dar bineînțeles, asta nu se petrece pe, pe piață dacă nu ai un anumit interes la cumpărare. Și pentru mine surpriza nu este neapărat în faptul că piața tinde să crească acum. Deja spargea în niveluri importante sugerează că tehnic este, este posibil. Și uh, mai degrabă am mai discutat-o, uh, faptul că trendul după, după acea ultra uh, fază speculativă, uh, ultra mi se pare un cuvânt prea, prea slab, uh, nu a revenit spre linia de trend, ci a rămas destul de sus, chiar uh, neașteptat de, de sus, aș spune, față de o linie de trend uh, să-i spunem, justificabilă pe un orizont mai larg. Tinde piața să, să o ia puțin înainte Pare că da, dar, dar nu neapărat asta a blocat ascensiunea pe termen scurt. Nu știu și părerea mea este că nu vom ajunge prea curând la o explozie de genul acesta, dar mini-explozii se mai pot petrece. Pe termen scurt rezistența este la 6600, undeva 6800 și ulterior 7380-390. Cu aceasta eu vă mulțumesc pentru atenție. Reau ideea că avem un calendar bogat în date din Statele Unite. Avem și conferința de presă a lui Bowstick la, 6 fără un sfert, și la 9 și un sfert conferința lui Evans. Mai avem pe Jerome Powell la 3 și jumătate. Și, bineînțeles, dacă apar postări pe, pe Twitter, știri sau informații pe surse, um, iată comentariile de la 10 și 20 din, din, China, care cred că au avut un mic impact în piață. Dacă avem astfel de știri, ele se, vor, se pot vedea foarte rapid în cotație. Deci dacă sunteți mai ales prezenți în piețele de capital, pe indici sau pe acțiuni individuale, nici acelea nu scapă, mai ales acțiuni cu prezență mare la nivel global sau deschise, ale unor companii care beneficiază de economia deschisă, sunt foarte multe, foarte multe nume. Nu putem ignora acest feed de, de date. Mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi reușită cu o doză optimă de noroc și să ne auzim cu bine, pe curând. La revedere!